Problemă, pentru că toată lumea e interesată de aceste 14 motive care duc la despărțire. E adevărat. Sunt poate mult mai multe lucruri ce duc la despărțire, dar unele din toate, 14, primele 14 le-am spune. Așa. Că după aceea mai sunt. Se retrag în timpul certurilor. Oamenii... Deci te cerți cu partenerul sau cu partenerul. Exact. Așa. Și se retrag într-o parte și se ceartă. Ai înțelegi? Dar problema este că... Sau se retrag din timpul conflictului. Sau adică cineva se întoarce spatele și pleacă. Exact. Se poate și chestia asta să se oprească din cert și îl ignoră pe celălalt în totalitate. Ceartă-te singur. Deci nu-i nicio problemă. Dar asta este chestie defensivă care nu face decât că pune... Toată suferința acestui conflict o pune sub preș. Și pe umerii celuilalt. Și pe umerii celuilalt o pune sub preș, că după aceea spune, până n-ai vrut tu, până n-ai zis tu. Păi ce am zis eu? Ai văzut, eu am tăcut. Tu ai fost cel care ai făcut sau tu ai fost cea care ai făcut. Și de aici începe, asta e una din retragerea. Deci tu zici că atunci când ne certăm, nu? Sub exact. Diferite forme, verbale doar. E bine să confruntăm problema. Să știi că și poziția mutului e tot ca și o retragere, înțelegi? Nu zici nimic. Nu zici nimic. Taci și luat poziția hoțului care îl ia pe nou în brațe, știi? Așa zice, poziția mutului, nu spui nimica, nici nu te cerți, dar nici nu pleci, dar nici nu zici nimic. E același lucru. Și acest lucru enervează mai tare. Acumulezi mai multă frustrare că n-ai cum să te descarci, nu? Asta, și le ții minte pentru următoarea asta este tură una de din, asta este una din începerea violențelor. De a trage de mânecă. Unde te duci? De ce nu stai cu mine? Înțelegi? Adică deci de aici pornesc. Semi-violențe. Crește tonul. Se ridică tonul. Crește tonul, da, pentru că celălalt nu are nicio reacție. Păi ce? Vorbesc ca prost aici? Tu nu mă asculți? Crește tonul pentru că oamenii se îndepărtează. Pum. Fiecare... Că știi, de ce țipăm noi unii la ceilalți? Pentru că suntem departe unii de ceilalți. Sufletește, spiritual vorbind, în sine. Suntem foarte departe, de-aia urlăm la celălalt. Și o ceartă care este neîncheiată, adică nerezolvată, să-i zicem. E ca o bombă atomică, pe care, o bombă care e o grenadă care i-ai scos cuiul, doar că poți să-i mai ții degetul în locul cuiului acolo, știi? Vinerul ăla, și la următoarea tură va fi și mai rău. Și la următoarea și mai rău. Doar scos grenada cu cuiul cu tot. Îi scos cuiul și o ții și arăți, uite-o, și la cealaltă îi dai drumul la bombă. Deci sfatul tău este că atunci când avem o discuție contradictorie, da, să stăm, să confruntăm, să avem... Să avem argumente și discuția să o ducem la capăt. Dacă nu o vom duce la capăt, o vom lăsa în coadă de pește, neînțeleasă de unul și de celălalt și care va escalada într-un alt conflict, poate mai urât. După aceea. Care va porni de la o chestie minoră. Ați zis, este băgate sub preș. Sunt, ce spune, că fiecare om are șifonierul lui cu scheleți. Și dacă ai găsit unul fără schelet, să-ți pui întrebarea dacă e al tău. Deci cam asta, așa se fac, se magazinează ura unuia față de celălalt. Asta este magazinarea. De aici începe să nu mai îți pese, de aici începe să spune, domnule, în clipa aia că parcă s-a rupt ceva. Nu și mai există. Cu această ruptură. Exact. Și ea se duce către despărțire, cu siguranță. Oamenii când se ceartă, de multe ori trebuie să uite ochi în ochi. A zis, nici nu vreau să te văd în ochi. Să uită într-o parte. Dacă tu nu vreau, nu se uită în ochi în ochi. Da, deci nu se uită. Ca, nu se uită evită în aceeași direcție, practic. Da. Și evită privirile. Asta iarăși... E o chestie că dacă s-ar uita în aceeași direcție, adică unul ochii celuilalt, ar vedea că există dragoste, că există sentiment. Că poate exista înțelegere. Doar că este acolo ceva ce trebuie discutat, ce trebuie pus pe tapet, ceva ce ascundem de mult și ne frică să le spunem lucrurilor pe nume.
Asta este de a se uita în aceeași direcție. Există cupluri care nu se ceartă, Lidia? Am mai auzit. Eu nu mă cer niciodată cu soțul meu, cu soția mea, cu iubitul meu, cu iubita mea. Există? Sau sunt doar niște declarații false? Poate că există. Dar nu s-a certat o perioadă. Dar tot se va certa. Dar eu o să spun, decât să stau să suport o tortură psihică și de a vezi, Doamne, că nu mă cert, uite, nu vreau să mă cert, dar tortura asta psihică pentru un om este destrugătoare, de ce să mă îmbolnăvesc de inimă rea? Că ce? Că nu vreau să mă cert? Că să nu fiu scandalagioică? Eu știu familii care plecau de acasă cu mașina, se certau în câmp și veneau acasă ca să nu-i audă copiii. Da. Deci se duceau în câmp, se certau, până se săturau de certat, pe să urcau mașină, veneau acasă. E dar și asta până la urmă, până la urmă el s-a sinucis. Înțelegi? Adică toate lucrurile astea nu duc oricum nicăieri. Avem tendința să ne ascundem, să fim de multe ori fățarne. De ce nu? De ce să nu recunosc că mă cert? Da, domnule, mă cert că... Am susțin punctul de vedere. Că dacă nu discut, înseamnă că ce facem aici? Nu pot să... Ai dreptate, draga mea, ai dreptate, dragul meu, ai dreptate. Bună, îți vine să iei tigaia și ai dreptate, dragul meu. Deci n-ai dreptate, dragul meu, cu tigaia. Așa. Așa. Atunci când avem cerințe nerealiste față de partenerul nostru. Așa, avem așteptări. Da, cel mai probabil partenerul atunci nu știe să facă mai mult decât îi stă în putere. Noi conștientizăm că el nu este capabil sau că nu vrea? Că noi de obicei nu spunem... conștientizăm că nu este capabil, să știi. Noi vrem, îl împingem, îl stimulăm, îl cerem, îi ordonăm, îl condiționăm. Și nimic. Înțelegi? Și atunci te lași pe gubaș și spui, asta este, înseamnă că nu... Ce ar însemna să fie o așteptare nerealistă față de partenerul tău? Pentru că se presupune că ai o perioadă de cunoaștere, nu? Până când te căsătorești, poate ai o relație mai îndelungată, nu? De câțiva ani. Ce înseamnă? Înseamnă că atunci când o persoană nu se ridică la nivelul așteptărilor tale, nu e el vinovat, că așteptările sunt ale tale, nu ale lui. Da, poate aștepți să ce, Lidia? Nu știu, să te ceară în căsătorie după o perioadă de timp? Poate fi o așteptare. Poate să te ajute așteptare. Mai mult acasă sau să-ți îndeplinească din sarcini? De aici nu încep. Nu se fac foarte multe certuri din chestia asta. Că un bărbat care nu vine acasă mai des, mai mult muncește în altă parte și poate că aduce bani mai mulți. Adică ceva se compensează totuși la mijloc, înțelegi? Dar chestiile astea, când acceptăm să facem o căsătorie de compromis... Doar că poate că să nu rămân singură sau să nu... Poate că vreau să aibă copilul meu tată. Am un copil și vreau să mă mărit totuși ca să copilul să aibă tată. Fac o căsătorie de compromis. Și până la urmă acel bărbat, mie mi se pare că eu îl voi stimula, că eu îl voi face să se schimbe, că eu îl voi face să lupte, că îl voi face să facă mai mulți bani. Nu, el seara cu atâta poate. Pentru că dacă el a avut încredere în mine și eu l-am fraierit să mă ia de nevastă, mai departe nu se mai poate, fraierii. La faza a doua nu mai merge. Merge odată, spui tu. Atât. Deci doar atât. Rest, după aia, nu mai merge treaba. Deci zici, când ai așteptări nerealiste, ori conștientizezi că atâta este capacitatea celui din fața exact, ta, ori exact. Pleci, pentru că nu exact. Ai altă variantă. Ei, asta duce la un divorț. La o chestia despărțire. Asta la o despărțire. De foarte multe ori ne-e frică de singurătate. Mulți oameni evită conflictele special pentru a nu rămâne singuri. Și stau și îndură? Da. Da, avem un miliard de exemple de genul ăsta. Deci nu ar fi doar unul așa, să spunem că avem nu, un sunt. Exemplu. Aici sunt sute sunt de... Sunt cupluri care stau împreună sute de frica de singurătate, ca urmare a copiilor pe care iau... Ca urmare a violenței în familie, dar nu pleacă, ca urmare a multor chestii. Dar nu pleacă din frica de singurătate. Atât de mare este frica de singurătate? Foarte Lidia? Mare, foarte mare. Și spuneam data trecută în emisiune că frica este merge mână în mână cu depresia, ca să înțelegeți că situația
psihică, psihologică a oamenilor e destul de instabilă și din cauza fricii se întâmplă chestia asta. Ți-e frică de faptul că nu te poți descurca singur? Da. Da, că nu siguranță. Poți trăi singur? Dar sunt multe persoane, și bărbați și femei, care atunci când este singur, nu poate lua hotărâri pentru el. Nu poate decide. Nu poate decide. Stă într-un, într-un fel de hipnoză, așa, știi? Dar de ce? De unde vine incapacitatea aceasta de a nu decide pentru tine până la urmă? Sunt oameni care nu pot trăi decât dacă trăiesc pentru cineva. Așa au fost învățați. Așa au fost învățați. Sacrificiu suprem pentru cineva. Deci, domnule, nu pot să trăiesc dacă nu am un bărbat pe care să se bucure de ciorba, pe care o fac, care să-i, care să-i calcă mășile, care să-l văd că se bucură că i-a încălcat. Deci trăiește pentru cineva. Să trăiască pentru cineva. Da. Persoane aservite. Da. Persoane care aservite. Asumă acest rol. Până, dependență până într-un totală. Anumit punct. Da. Așa, pentru a-ți transmite sentimentele de, te bazezi pe, multă lume se bazează pe limbajul corpului. De foarte multe ori avem tendința să spunem, zice, dar de ce nu i-ai zis soțului tău că asta nu-ți place? Doamne, dar ce e atât de prost? Că eu am făcut și așa, și așa, și așa, și nu se pricepe. Nu înțelege. Nu înțelege. Nu pricep ce, ce eu vreau să-i arăt. Eu, astea sunt apropo, dar ce, trebuie să, chiar să te desenez? Înțelegi? Da. Deci se bazează pe mesajele indirecte pe care le transmiți. Da. Asta este, că la începutul relației cuplurile tind să fie sincere și să se deschidă cu privire la sentimente și emoțiile lor. Dar timpul, cu timpul partenerii se cam răcesc și limbajul corpului anticipează gândirile, ai înțeles, întotdeauna. De aici și neînțelegerile. Nu. Da, probabil după mimică, gestică, îți dai seama că nu e acum, prea fericit sau fericită. Bărbații nu sunt așa de tântele, că și ei înțeleg când o femeie se îmbracă mai sexos, un piculeț îi bate apropo ori de clopoțel, și, dar na, de unii nici nu observă că s-a îmbrăcat, alții zice iar și tot așa. Da, situațiile diferă, evident. Mă rog, diferă, dar am dat așa doar un exemplu, mă rog, puieril nu e obligatoriu. Așa. Greșeala, încă una din greșeli este de a ne compara relația cu o altă relație. Cu relația altora. Prietenii pe da. Care avem, colegi în jurul nostru. Uite, ea pleacă în Maldive și tu nu mai duci niciodată, ea pleacă a treia oară și tu nu mai duci niciodată în Maldive și noi câștigăm ca și ei. Dar tu pui pe primul plan mașina, că nu știu ce. Comparație pe care o faci. Comparație pe care da, o faci. Dar inevitabil faci la un moment dat o comparație, că nu poți să zici că nu faci. Te uiți. Mă, te uiți, dar taci. Păi dacă poți taci, dacă nu, încep să spui, nu? Că nu spune, că după aia o să zic că îți place, dar măriți-te cu ăla, de ce te-ai măritat cu poți mine? Poți să-i sugerezi, nu, să faceți o vacanță în Maldive, nu să-i spui, uite ce da, fac ei. Da, trebuie de felicitare cu Maldivele. Acest lucru deranjează foarte tare, spui. Să foarte faci tare, comparația da. Cu alte da, relații. Da, pentru că are impresia și el și ea, că da. E bărbat, că e femeie, au impresia că celălalt simpatizează persoana din celălalt la relație. Din acolo vecii. Se ajunge. Da. Da. Deci că ai simpatie față de persoana exact. Din celălalt exact. Relație. Cu siguranță ceva acolo ai pus ochii. Da. Clipocește, nu? Clipocește, exact. Știi, se spune că iarba este mai verde acolo unde o uzi decât unde nu o uzi. Că de multe ori relațiile sunt mai frumoase pe Instagram decât în viața. Și avem nenumărate exemple publice. Exact. Trebuie să se mai duce relația sau viața noastră de familie de râp atunci când refuzăm să facem compromisuri. Aici. Mă, compromisul... Când trebuie să faci și cât de mare să fie.
Compromisul nu înseamnă că nu, să nu-i permit soțului să facă o alegere sau, mă rog, la un restaurant pe care vrea să mergeți. În cuplurile sănătoase și fidele, de obicei se întreabă. Adică, uite, avem două variante. Vrei ce aici alegi? Sau vrei aici? Deși e ales și colo și colo, dar, uite, îți dă și ție dreptul de a... De a spune. De a spune asta sau asta, mă rog. Asta este consultarea. Dacă nouă nu ne place și soțul a ales de multe ori, trebuie să facem compromisul să mergem pe... Deci fiecare, la un moment dat, trebuie să facă un compromis. Obligatoriu îl facem, Cătălina. Nu există. Nu există să nu faci compromis. Cât de mic, că vorbim acum de restaurant, dar așa, așa, facem compromisuri, uite, și cu sunatul, și cu mesajele, și cu multe, cu multe. Inclusiv facem compromis să începem de la copii, mai ales când apar și copii, încep compromisurile într-un... Deci spui că este o sumă de compromisuri, o relație. Cu siguranță. Important este ca acel compromis pe care îl facem să nu ne pericliteze încrederea unuia față de celălalt. Că dacă ți-ai pierdut încrederea, se spune că relația mai poate exista, dar relația nu va mai fi la fel. Da, corect. Așa că până la chestia asta trebuie văzută. Nu ne exprimăm la fel emoțiile. Ai văzut, ne ducem în musafirii la câte o pereche și ea râde, glumește, vorbește tare, cu hăhăială. Și el stă sărac și tot timpul îi face zi. Observă. Da, taci, fă, da, taci, fă. Dar nu mai țipa așa, dar nu mai râde așa. Și începe ceartă. De la faptul că nu... De la faptul că nu ne exprimăm la fel emoțiile. Dar asta înseamnă să facem un compromis și să acceptăm că partenerul nostru e mai nebunatic. E mai... Da, zburdă. Care e problema? E mai agitat. Exact. Așa? Că după aia plângem de furie, știi? Plângem când ne supărăm că soțul râde cu hohote, știi? Și după aia, știi că am mai avut noi un subiect din ăsta, că unde începe să facă mișto de partenerul lor în public. Și acolo este urât. Deci, ai, lasă numai tu nu care nu știi să faci două ochiuri sau, mă rog, și începe chestia din asta. Și nu e ok să faci acest mișto față de toată lumea, de partenerul ăsta. Asta moare de foame dacă faceți. Nu-i mai dă de mâncare. Hai să vedem și pe celălalt, asta se mai întâmplă, avem puțin da, timp. Asta se întâmplă când noi credem că partenerul nostru este inferior nou. De aceea e bine să nu facem compromisuri în a ne lege partenerul și să nu ne alegem un partener inferior, pentru că ne vom plictisi, nu vom avea ce vorbi, ne vom plictisi, ne va trage în jos și într-o zi o să lăsăm totul ca pe o căruță și o să o lăsăm și o să plecăm mai departe, pe jos. Așa. Ne vărsăm furia unul asupra celuilalt. Știi că asta se întâmplă de foarte multe ori. A zgâriat mașina și începe furia unul pe celălalt. Că ești o proastă că ți-am dat-o, că nu știi să conduci și ea zice, tu ești un bău pentru că eu știu să conduc, dar dacă mi-a tăiat fraierul la calea și uite așa, începe nebunia. Ceata. Și ne vărsăm furia a unui incident, ne vărsăm unul pe celălalt și îți dai seama că oamenii când sunt furioși, de obicei spun ce au în suflet, nu spun ce au pe limbă. Și lucrurile, da, cum e copilul răuase. Mic și omul beat, înțelegi? Acolo găsește adevărurile. Așa și la furie. Noi la furie spunem ce avem în suflet, să știi. Când i-ai spus la unul, când te-ai supărat și i-ai spus, aia i-ai spus din suflet. Exact aceea gândești despre el. A, că ești drăguț și după aia poți să-ți ceri iertare. Spui, iartă-mă, mă, eram nervos. Dar să știi că, indiferent câtă iertare și-ar cere, au rămas ăla era adevărul. Și au rămas întipărite cuvintele. Aia era părerea. Știi? Așa. Așa. Mai departe, te agăți de trecut. Mă rog, se întâmplă chestia asta, ne agățăm de tot ce înseamnă perioadele din trecut, trăim în fostele relații, aducem din fostele relații în prezentele și tot așa. Mare greșeală.
avem probleme de încredere. Spuneam mai devreme, încrederea trebuie păstrată, păzită, că dacă ai pierdut-o, nu mai faci nimic. Deci, dacă nu există încredere... Relația nu va mai merge. Relația e un compromis. Și atât. Și atât. Așa? Așa. Nu ne asumăm vina. Dumnezeu, că soția mea s-a îndrăgostit de un alt bărbat, dar spunem și m-a înșelat. Eu nu mi-asum vina, eu n-am nicio vină că soția mea s-a dus. Dar ea s-a dus din cauza la ceva. Și viceversa, e la fel. Nu-ți recunoști vina. Nu-ți recunoști vina. Și ultimul punct interesant. Așa. Nu-i încredințezi soțului tău banii. Așa. Acum știi, eu am un principiu din ăsta. Spun, dacă n-ai îmbrăcat o femeie, n-ai dreptul să o dezbraci. Dacă n-ai adus bani de mâncare, n-ai voie să-i ceri mâncare. Dacă femeii trebuie să-i aduci banii, că ea îți va crea confortul. Femeia trebuie să-i dea bani bărbatului? Ea e cea care... dar nu trebuie să-i dea toți, Doamne iartă-mă. Eu zic că sunt acolo niște chestii. Și omul are dreptul să aibă banul lui în buzunar, dar și femeia să fie cu banul în buzunar. De ce? De aceea e bine să fiecare să aibă serviciul lui. Să nu stea la mână nimănui, nici unul, nici celălalt. Pentru că vrei să-ți cumperi o pereche de ciorapi mai frumoși, cu danteluță și soțul tău și că... Vrei ciorapi cu dantelă? Dar unde vrei să te duci? Serios? Și stai dantela. Deci trebuie să ai rezerva ta. Trebuie să ai rezerva ta și să fii pe picioarele tale. Dacă nu ești, atunci nu prea ai... Nu, de la sine nu ai dreptul să dai niște, să faci niște reguli în casă. Haideți.